Bună seara, sunt Veronica Gherbovețchi și vă invit la o nouă ediție Moldova Gândește, o emisiune cu anchete și reportaje sociale. De aproape 10 ani avem o strategie complexă de gestionare deșeurilor în care sunt investite milioane din extern, dar continuăm să ne înnecăm în gunoi. Catastrofa ecologică se produce cu acordul tacit al factorilor de decizie care, în lipsa unor soluții clare, închid ochii la multe abateri. Mii de gunoiști neautorizate se înalță pe la margini de localități, iar tonele de deșeuri sunt adevărate focare de infecții și surse pentru boli incurabile. Datele pentru anul trecut raportate de serviciile de salubrizare arată că Republica Moldova a generat aproape 1.300.000 de tone de deșeuri. 60% din acestea sunt municipale, adică cele produse în gospodării, și doar 5% au fost colectate separat. Specialiștii din domeniu operează și cu alte statistici. Pe zi, un moldovean produce între 700 și 900 de grame de gunoi. În mare parte, deșeurile rămân la suprafață, iar în câțiva ani riscăm să nu ne mai vedem din gunoi. Așa arată un dezastru ecologic la marginea localității Lozova. Chiar dacă în localitate există un serviciu de colectare a gunoiului de la poarta sătenilor, în lipsa unei strategii clare de depozitare și procesare a acestora, ele intră în circuitul natural și ajung de cele mai multe ori pe mesele oamenilor, doar că sub o altă formă. Ca să înțelegem cât de gravă este această problemă și în cât timp se dezintegrează aceste materiale în sol, vreau să vă spun că există studii care au arătat că fungile rezistă și până la 1000 de ani. Iar materialul din care este făcută această sticlă rezistă și se dezintegrează în sol în aproximativ 500 de ani. După mai multe încercări și refuzuri, am reușit să discutăm cu cineva din conducerea localității Lozova. Am aflat că serviciul de colectare și transportare a gunoiului a fost dezvoltat prin intermediul unui proiect finanțat din extern. Și de acolo am câștigat un bulldozer excavator la mâna a doua. Și din contribuția care a pus-o cetățenii, am reușit să luăm și un tractor cu remorcă ca să colectăm gunoi. Și s-a început colectarea gunoiului. În urmă ne-am implicat în colectarea de deșeuri, iar sunt programele. La groapa de gunoi din localitatea Lozova există un angajat care selectează deșeurile din plastic. Aici, în stânga mea, este zona în care dumnealui le adună, apoi acestea sunt transportate în centrul satului, iar mai departe către centrele de reciclat. E tractorul și eu aleg de șerțase și aleg plasmasă, plionca, cartonul. Și îl duceți de vale unde e locul amenajat? Nu, până aici, acasă. Aici, în asta, da? Rămădesc când e de un prițep, chem tractor, sun la primar și vine și... Am înțeles. Îl ducem la vale. La vale unde? Aveți vreun loc unde îl depozitați? Da, făcut primarul acolo la vale. La vale unde? La magazin. În sat? Da. Unde? Sunt astea de metal cu... Unde pun oamenii sticle? Sau? La vale, la magazin. Unde are el magazin, unde dus magazinul. De la primarul satului, pe care l-am găsit doar la telefon, am aflat că până acum primăria din localitate nu a transportat deșeurile din plastic. Puteți să-mi spuneți unde le duceți la reciclat, cum le duceți? Nu le ducem. Cum? Încă nu le ducem. Încă nu le duceți? Nu. Da, de când ați început proiectul n-ați dus niciodată? Nu. Păi și unde le depozitați? Că sunt multișoare, mă gândesc eu. Eu v-am transmis un număr, hai pe rog, concediu și numai. Oamenii din localitate sunt bucuroși că li se ridică deșeurile din fața porții și sunt deschiși pentru a plăti acest serviciu, iar faptul că sunt depozitate la marginea satului nu îi prea îngrijorează. Excelent! Odată cât vine și strânge gunoaia? La 2 săptămâni. Nu ne-am urșa, aveam peste 2 săptămâni, iar vin. Noi strângem peste o săptămână, cum de mai, da. Și e ușor pentru dumneavoastră? Da, nu foarte ușor, foarte, foarte ușor. Chiar că am, nu știu, ce mi-a fost de 70 de ani, n-am fost de ce fac. Da, înainte că nu era proiectul, cum vă descurcați? Le ardiem. Le ardeat? Le ardiem în grădină. La primărie spune că acum vă amendează dacă... Da, după mă trebuie să ne iei pensia pe 2 luni. Că-ți scrie 4.000, mă tincă, ștrapă. Tăia că le pun și gata, la revedere. Ne-a luat saci, cumpăr și... E bine, foarte bine. E ușor pentru dumneavoastră să vină să vi le ia de acasă, să...
Numai decât. E bine, da? Da. Unde să-l ducem dacă n-a venit de la primărie să-l ducă? Dar înainte, de exemplu, când nu era proiectul, ce făceați? Înainte, când nu era, rămădim tot acolo într-un colț, apoi pune tractorul în cărca și-l dușe. La groapa asta din sat, aici, nu? Care nu, o aveai. Chiar în ogradă. Și îl ardeați? Ce-i făceați? Nu. Pune cineva cu tractorul, îl lua și-l dușe. Nu, până când e bine. Da, vă ajută? Ajută așa, da, da. Vine tot timpul pe grafic, cum spune, cu gunoiul, văd că... Da, prețul pentru serviciu? Nu. Prețul cum a fost, până când așa și iese. Și vă descurcați, adică nu e ceva în plus? Nu, tot e multișor, dar e 40 de lei pe lună. Pe lună, nu, da. O gospodărie, adică. Nu contează câte persoane sunt în curtea respectivă. Nu, dacă e unul, dacă e unul, apoi mai și numai două zile. Dacă e unul trăiește. Dar dacă de la mai sus, de la 2, 3 în sus, n-am înțeles. 40, 40 pe tot loc. Dacă eu singur încarc gunoi, eu în prițepul meu, una primă, și mă duc să-l duc. Nu ne dă voie, că zice că nu-l descărcăm la locul unde trebuie, știu. Și ne... Dar despre ideea asta lor cu colectatul plasticului separat, știți că îi strâng plasticul în alte recipiente. Dar nu mai strâng nimic, cum iese, cum îi zălit toate cele acolo. Nu-l strâng? Este la magazin, parcă este... Ei, pe la magazin iese coșuri de gunoi de plastic. Și oamenii merg să ducă acolo plastic? Dar nu, care? Tu care nu duc? Că acum și aici nu-i nimic, vezi? Nu-i nici plastic, nu-și nici... Pun tot în grămadă toți. Această groapă de gunoi se aprinde des, fumegă și împrăștie peste sat un fum toxic. Exact în momentul în care am ajuns acolo, am găsit mașina de pompieri încercând să stingă un focar. Se irosesc astfel resurse importante de bani, apă și combustibil. Cum s-a aprins de această dată gunoiul, nu ne-a putut spune nimeni. Nu știm, ia că omul poate știe. Dar el mocnește de sub și când se aprinde, venim și-o stingă. Am înțeles. Îl stingeți, bănuiesc că el se aprinde iar. Dacă îl... Păi da, el de sub, dacă l-o împins și iese de sub, apoi el cu și tipul iară mai răzbate, știi? Și iară venim la un timp, când ies fum. Trei toane are mașina. Trei toane toate le dați pe foc. Da. Localitatea Sadova. Și aici, la o margine de sat, se înalță o groapă de gunoi la fel neautorizată. Am surprins o furgonetă în timp ce descărca mult gunoi. Mai grav este că aici am găsit deșeuri din azbest, un produs extrem de toxic, periculos și puternic cancerigen. După adoptarea legii deșeurilor în 2016, această categorie are nevoie de condiții speciale de colectare și depozitare. Autoritățile locale au un plan să închidă groapa de gunoi. Când? Nu se știe. Au avut la dispoziție aproximativ 3 milioane de lei pentru crearea unui sistem de colectare, transportare și depozitare a gunoiului din localitate, dar nu au reușit să folosească toți banii. Nu, am beneficiat numai de aproape un milion și ceva. Am cumpărat numai tumberoane, pe urmă proiectul s-a desfințat Ministerul Mediului, cum să mai, și am, adică Fondul Ecologic nu ne-a mai dat banii pentru finanțarea proiectului. Păi și din banii ăștia doar ați cumpărat tumberoanele și atât? N-ați mai putut să mai faceți nimic, nu? Și mașina pentru gunoi. Colectați de la oameni gunoiul? Da. Am gratis să-l colectăm anul acesta. La anul o să vedem, după cheltuieli. Îl colectați gratis și îl duceți la groapă de gunoi din sat? Aveți acolo în sat? Nu. Ducem la Călăraș, la platforma de gunoi. Groapa aia de gunoi din sat de acolo, cine o administrează? Sau ce știi despre ea? Noi vrem să o lichidăm. Noi acum suntem în proces de lichidare. Un peisaj dezolant am găsit și în localitatea Puhoi, din raionul Ialoveni. La fel, neautorizată, această gunoiște este o adevărată bombă cu ceas și un focar de infecții. Nu departe se află un iaz, iar la câțiva metri distanță se află terenuri cu porum și alte culturi agricole. Prin decizia primarului, aici a fost numit un paznic. Din spusele lui, are parte deseori de situații în care oamenii din localitățile alăturate, chiar și din Chișinău, aruncă aici deșeurile. Dar, Matale, unde duci gunoi? Eu n-am gunoi. Eu sunt paznic aici. Eu sorujesc aici. Da, duce gunoiul tractorul satului, nu? Tractorul care vine... din sat. Care vin și oameni, nu cu tractorul, vin oameni cu mașinile, își descarcă, cred că, nu? Care vin străini, uite urmăză, scoleu cu să vină.
N-am eu dreptul de ogoială. Dar oricum va. Eu și eu, talon intră din primărie. Talon din primărie, ai măsai ori n-ai. Cu talon? Da. Dacă n-ai, eu intră în parte, acolo e în dos. Ești oricum aruncă aici, aici, nu? Tot pitericul. Mi-e bine, e ca noaptea, să mă zuzați, e ca bine seara, bine. Noaptea, uite, uite. Uitați-vă singur, uite ce fac acolo, vezi? Aceleași de cu noapte, din bucată. Da, cum mâncă o casă. Ca să le permită să arunce gunoiul aici, paznicul ne spune că le cere dovada achitării către primărie. Însă, pe acest bărbat l-a lăsat să treacă fără această factură. E un om din sat care s-a arătat disponibil să o aducă a doua zi. Ne-a declarat că doar a ajutat o femeie și că o parte din lucruri sunt prea bune pentru a fi duse la gunoi, așa că le va lua acasă. Iată, ăsta e la arde la sobă. Îl luați înapoi acasă. Da, e la arde la sobă. Ăsta e carton. Eu sunt lemnar de categoria 4. I-am vorbit despre situația gropii de gunoi din Puhoi și șefului Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Acesta ne-a spus că, de regulă, se aplică sancțiuni factorilor de decizie și se cere lichidarea acestor rampe ilegale. Sunt în gestiunea autorităților publice locale, dar noi anual demărăm două campanii de salubrizare, de primăvară și de toamnă, prin care unul din aspectele de bază este depistarea acestora și conferirea gradului neconformitate cu condițiile de amplasare și ulterior lichidarea lor. Dar iată să zicem, dacă vine un inspector de mediu acum la fața locului la Buhoi, ce poate el să facă? Constată că este o gunoiște neautorizată și mai departe ce face? Mai departe face act de inspectare și autorității publice locale sau primarului, care este autoritatea, deci reprezintă autoritatea publică locală, îi se dă prescripții ca să identifice deci, măsuri de lichidare a gunoiului și de date. El o lichidează pe asta și creează alta pentru că nu are, efectiv, unde duce gunoiul satului, vă dați seama. A fost amendat și primarul din Puhoi după un episod de incendiere a gunoiștii. Vin oameni străini, strâng metal de la gunoiște, dau focul, incendiază gunoiștea și după asta noi, primarii, trebuie să mergem să stângem gunoiștele. Da. Da, dar în principiu acea gunoiște nu este autorizată. Ea este... Păi nici într-un sat nu este o gunoiște autorizată. În toate localitățile sunt gunoiști amenajate cât de cât de primărie, pe care primărie le întreține, are grijă, împinge gunoiul ca să în cap tot să depoziteze, dar nu avem o gunoiște autorizată. Dumneavoastră cum vedeți ieșirea din situația asta? Păi și din ce ar trebui să întâmple? Ar fi de sus să înceapă. Deși este conștient de problemele cauzate de aceste gropi de gunoi, alte soluții la acest moment nu are. Se duce în pământ toată o travă asta. Se duce în pământ și se duce în păi pământul oamenilor. Suntem conștienți, dar dacă la nivel local noi nu putem face nimic absolut. Decât doar să ne amenajăm, să avem grijă. Pentru că nu avem de asta disortat cu noi, ca să alegem plasticul aparte, sticla aparte, hârtia aparte. Totuși, potrivit Agenției de Mediu, sunt cel puțin două soluții pentru a putea pune capăt miilor de gunoiști neautorizate care se înalță pe lângă localitățile din țară. Una este crearea 8 platforme regionale prevăzute în cadrul strategiei de gestionare a deșeurilor. Deși strategia a început în 2013, încă nu se știe când vor apărea aceste platforme. Pentru gestionarea deșeurilor din Republica Moldova în anii 2013-2027 se lucrează la regionalizarea țării în 8 regiuni, respectiv urmează să fie studiile de fezabilitate au fost elaborate pentru 3 regiuni, pentru care unul din ele urmează la anul viitor să fie dezvoltată de acum infrastructura. O altă soluție este sortarea gunoiului, iar primăriile pot să pună în aplicare mecanismul fără să ceară ajutor de la autoritățile publice centrale. Soluția ar fi ca APL-urile de comun cu populația să întreprindă măsuri pentru a pune în aplicare până la urmă și prevederile actelor normative și să purceadă la colectarea selectivă a deșeurilor, cum ar fi hârtia, plasticul, sticla, metale feroase, inclusiv și deșeurile parvenite din utilizarea produselor care sunt supuse responsabilității extinse al producătorilor. Astfel, odată colectate selectiv, acestea pot fi mai ușor predate unor operatori economici autorizați pentru reciclarea acestor tipuri de deșeuri. În acest fel, minimalizăm deșeurile care pot ajunge la groapa de gunoi. Potrivit datelor raportate în sistemul informațional, în Republica Moldova, în 2021, au fost generate circa 1.229.000 de tone de deșeuri. Cea mai mare pondere, peste 60%, o constituie deșeurile municipale și doar circa 5% dintre acestea au fost colectate separat.
se descompune, gunoiul aruncă în jur o mulțime de toxine. Fie că ajung în aer, fie că se scurg în sol, apoi în apele freatice, substanțele nocive sunt extrem de periculoase pentru sănătatea noastră. Pot provoca boli respiratorii, cum ar fi bronșita sau astmul, dar pot duce și la apariția cancerului. De asemenea, și sistemul reproductiv este afectat, ceea ce duce la imposibilitatea de a concepe copii. Vorbim de plumb, de mercur și oxizii de azot, oxidul de sulf, benzenul, care sunt niște substanțe cancerigene, ele provoacă cancerul. Plus la aceasta, nu uităm despre dioxinele, care sunt de asemenea eliminate în mediu. Dioxinele sunt cunoscute ca fiind printre cei mai toxici compuși și devin periculoase chiar dacă sunt în cantități mici. Pot fi găsite în aer, sol și pământ. Ciroza este o boală la fel provocată de dioxine. Aceste dioxine influențează starea de sănătate prin apariția unor manifestări la nivelul sistemului endocrin, apariția diabetului zaharat, cancerul este descris în literatură. Deșeurile aruncate în locuri interzise sunt periculoase sub orice formă, fie că sunt lăsate să se descompună, fie că sunt arse. Arderea acestor deșeuri, pentru că deseori ele sunt incinerate și suferă cel mai mult persoanele care au maladii respiratorii cronice, dar de asemenea ele influențează și asupra sistemului endocrin, asupra sistemului reproductiv, duc la scăderea imunității organismului. Gunoiștele neautorizate sunt bombe ecologice și din cauza insectelor și arozătoarelor care se mulțesc în jurul lor. Acestea, la fel, sunt o sursă majoră de boli. Dacă e să facem un top al celor mai periculoase deșeuri, atunci cele electronice ar fi pe primul loc. Deșeurile electronice sunt cele mai periculoase, fiindcă conțin metale grele, metale toxice și, respectiv, dacă nimeresc la gunoiștea deschisă, atunci sub influența factorilor naturali, ploaie, vânt, ei se oxidează aceste metale și se scurg în solurile din acea localitate, pe urmă de ape freatice sunt duse mai departe și tot așa ajung prin acest lanț natural, ajung și în ocean, în râu, în fântânile oamenilor și, desigur, la noi în organism. Este un pericol foarte mare pentru copii, pentru că are loc întârzierea dezvoltării copiilor, dereglări în procesul de învățare, adică și de aceea un control strict acestor deșeuri este foarte important și aici este o mare problemă cu informarea populației, pentru că noi trebuie să avem locuri speciale unde se păstrează acestea, pentru că în Republica Moldova nu avem posibilități să le reciclăm. Un grad mare de nocivitate reprezintă plasticul, care este un produs de unică folosință și care nu mai poate fi reutilizat. În realitate, însă, majoritatea populației folosește aceste tipuri de ambalaje în viața de zi cu zi, punându-și sănătatea în pericol. Este un produs chimic, se face în laboratoare și, respectiv, sunt anumiți compuși chimici care dereglează sistemul hormonal al nostru și, respectiv, mai ales pentru copii, tineri, este foarte toxic, fiindcă dereglează sistemul lor hormonal și, respectiv, nu pot să se maturizeze în mod normal. Cum putem preveni îmbolnăvirile de la deșeuri? Iată ce ne-a răspuns șeful Departamentului de Medicină Preventivă din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmaceutică. Aici, dacă vorbim despre deșeuri, atunci sigur că avem nevoie de o gestionare corectă din partea statului acestor deșeuri, de implementarea unor măsuri de protecție populației, vorbim de măsuri tehnologice, vorbim de măsuri tehnico-sanitare, dacă vorbim de măsuri medicale, adică populația să aibă posibilitate să facă examene medicale la timp.
Deșeurile produse de chișinăuieni sunt duse în continuare la poligonul din comuna Țânțăreni, chiar dacă cei de acolo se opun gunoiștii. Chișinăul pentru acest serviciu plătește milioane de lei primăriei din comună. După o scurtă pauză, revenim cu imagini exclusive filmate cu drona la gunoiștea din Țânțăreni, dar și la cea de la Boșcană, acolo unde ajunge gunoiul transportat din suburbiile municipiului. În ciuda temerilor și a protestelor de cândva, deșeurile menajere produse de chișinăuieni sunt depozitate în continuare pe poligonul comunei Țânțăreni. Între cele două primării și regia Autosalubritate a fost încheiat un contract pentru o perioadă de 3 ani. Pentru acest serviciu, municipalitatea plătește și nu puțin. Anul acesta, suma a fost de 25 de milioane de lei. La acest poligon, ce se întinde pe o suprafață de 24 de hectare, sunt transportate anual circa 200 de de tone de deșeuri generate de locuitorii capitalei. O altă cantitate ajunge la depozitul de la Boșcana, gestionat acum de un agent privat care are autorizație de la Agenție de Mediu pentru încă 2 ani. Aici însă apele nu sunt chiar limpezi. Câteva primării din preajmă vor cu orice preț ca rampa să fie închisă, invocând faptul că reprezintă pericol pentru mediul înconjurător. Și zic, ați vă arestează pe tăiați tot cu director de aici, nu puneți mâna și nu ziceți oameni. Dacă așa izghesc toată lumea, nu aveți dreptul nic. Sunt imagini vechi, dar încă actuale și dureroase pentru unii locuitori din satul Țânțăreni. Era ianuarie 2009. Timp de câteva zile atunci, oamenii blocaseră accesul camioanelor încărcate cu gunoi din Chișinău spre poligonul amplasat în localitatea lor. În acele timpuri, asemenea proteste aveau loc deseori. Discuțiile erau prinse și pe tonuri înalte. Ne-ați fugărit până la margine. Dacă ne mai fugăriți o leacă, voi ficați în prăpăr. Printre persoanele care au protestat în acele timpuri este și Galina Cazacu, în prezent consilieră locală din partea Partidului Șor. Din spusele ei, și acum sunt oameni care se opun gunoiștii. Ce oamenii nu vor această gunoiștii? Nu vor, fiindcă vară e imposibil. Mai ales partea satul nou acolo e imposibil. Au zis, nu îmi trebuiește nici banii lor, nu îmi trebuiește nimic. Mirosul neplăcut, dar și poluarea apelor din fântâni îi deranjează cel mai mult pe săteni. Simțește apa, să uitați-vă și dimineața, eu mă duc la ora 5 la lucru. Doamne ferește, nici nu poți de mirosul istiani. De aici, de la acolo, de dincolo, de la Bâc. Все в атмосфере, как бы, и для детей это очень вредно. Мы плохо становится, головные боли постоянные. Не закрыть, но какие-то найти меры, которые, чтобы вот не было прям таких запахов. Есть же много технологий, 21 век. Poligonul cu gunoi îl îngrijorează și pe primarul comunei, care spune că este greu să convingi pe cineva să accepte să locuiască lângă o rampă de deșeuri. Toți care întreabă de poligon invită în Țânțăreni după ora 6 seara. Și atunci o să fie tot clar. Miros, da, miros. Noi avem fântâni care nu sunt potabile. Bine, eu nu am un studiu, nu a făcut nimeni un studiu ca să vadă exact impactul poligonului asupra fântânilor, asupra mediului și așa mai departe. Dar noi cumva intuitiv sau intuim că impactul e din partea poligonului. Dar aveți casă aici? Da, eu locuiesc în Țânțăreni. Eu locuiesc în Țânțăreni, da. Vă faceți griji pentru... Și da, eu, da, sigur că îmi fac griji, pentru că nu am de gând să părăsesc localitatea, am de gând să locuiesc aici. Ca să poată transporta miile de tone de deșeuri la acest poligon, primăria Chișinău și-a asumat mai multe angajamente față de locuitorii comunei. Contribuie cu bani, repară străzi și amenajează și alte obiecte de infrastructură socială. Anul trecut 10 milioane, anul acesta 25 de milioane. Dacă banii acum sunt puși pentru apeduct în localitate. De fapt, per total, apeductul împreună cu brașamentele o să ne costă 30 de milioane. Chișinăul, să zicem că are o restanță de reparat o stradă, strada Ion Creangă, dar restanța nu ține de, propriu zis, de însăși primărie Chișinău sau Regia Autosalubritate, este o rugăminte a noastră de a amâna asfaltarea străzii, pentru că urmează să construim apeductul în localitate.
Pe strada Ion Creangă, din Țânțăreni, care încă nu este reparată, locuiește și fosta protestatară, consiliera Galina Cazacu. Este supărată că de 2 ani lucrările stau pe loc. Lucrările Chișinăului s-au început a lucra. S-au stopat pentru asta că canalizare. Amă vă închipuiți. Asta se pe muia ca canalizare, ieșesc și aici. Materialul să se în două cu pământ. Poligonul de la Țânțăreni mai poate fi exploatat estimativ până în 2033. Aflăm acest lucru de la directorul regiei autosalubritate, în gestiunea căreia se află cele 24 de hectare de gunoiște. Studiul care noi l-am avut ultimul, făcut de către o companie internațională cu un renume, contractat de către finanțători internaționali, în vara anului trecut, 2021, a prognozat perioada de viață efectivă de 11,5 ani. În cazul în care nu se diminuează volumul de deșeuri, deci nimic nu se schimbă. În cazul în care noi vorbim de circumstanțele anului 2021, august. Dar, după cum v-am spus, noi acum facem licitații pentru sortarea deșeurilor și ne propunem ca în următorul an să avem minim 15% de masă deșeurilor să fie sortată. Acum noi sortăm, capacitatea noastră de sortare este una foarte mică, vorbim de 1% aproximativ. Sortează la stația de transfer. Reciclabile se sortează. Plasticul, metalul, hârtia, cartonul. Hârtia, cartonul este mai greu de reciclat, deci de obicei ele sunt umide. Oricum încercăm să facem un efort și aici. Am mai făcut niște apeluri la cine ar fi interesat în astfel de materiale, dar din păcate nu avem tocmai receptivitate sau interes, să zic eu. Receptivitate este, interes nu prea. Dar metalul, plasticul, sticla, este ceea ce noi propriu-zis dăm la reciclator. În timpul interviului am surprins unul dintre camioanele de mare tonaj contractate de întreprinderea municipală ca să transporte gunoiul spre poligon de la stația de transfer. Zilnic, aici sunt transportate între 450 și 700 de mii de tone de deșeuri. Sortarea prealabilă, preventivă, unde 10 angajați de-a noștri propriu-zis sortare identifică. Noi, din păcate, când avem linie, sortează sau vizual identifică deșeurile reciclabile și masive, le pun la o parte. Da, în special sortează deșeurile care sunt sortate la sursă în containerele cele, 1500 de containere. Cam capacitatea acestui camion? Special, da. 70 de metri cub, aproximativ 20 de tone. Din spusele directorului de la Autosalubritate, oamenii din Țânțăreni, dar și din satele din Preajmă, nu ar trebui să-și facă griji în privința acestui poligon. Explică și de ce. Apa toxică ce se formează din deșeuri, numită levigat, nu ajunge în apele freatice. Depozitul de la Țânțăreni aici, el are la bazele sale un strat impenetrabil de argilă compactată de un metru, care nu permite substanțelor să ajungă în subsol, substanțelor care sunt aici. Ele n-ajung. Un argument poate tehnic pentru oamenii care le pare asta mai puțin real este existența stației de tratare a levigatului. Deci, dacă n-ar fi stratul impenetrabil, atunci noi n-am fi avut ce trata. Deci că totul s-ar fi infiltrat în apele freatice. Stația de tratare a levigatului a fost lansată acum 2 ani, cu mare fast de întreaga conducere a primăriei municipiului, iar echipamentul a costat în jur de 12 milioane de lei. Construcția ei a fost un alt angajament pe care primăria Chișinău și l-a luat față de locuitorii comunei Țânțăreni. Pe oră, stația prelucrează 7,1 metri cub de levigat. Levigatul vine nu doar lichid, dar vine de obicei și cu impurități de grosimi destul de mari, cum ar fi nisip sau argilă. Argila acolo se depozitează, încoace trece levigatul, de aici levigatul se pompează acolo, după cum vedeți nivelul celălalt, măsurarea acolo și este și pompa. Pompa, propriu-zis, absorbe levigatul de acolo și trece direct la stația de tratare a levigatului care este în cabina aceea. După ce este tratat o parte din levigat, vorbim deja de o formă mult mai concentrată, este aruncată din nou peste deșeurile de pe poligon. Managerul stației susține că în acest fel se accelerează procesul de descompunere a gunoiului, fiind și o soluție antiincendiară. Se pompează, avem mașina noastră, auto specială noastră, pompează.
Și noi respectiv, prin formă de a-l împrăștiem pe gunoi, așa este procesul de tehnologic. Teoretic, clar. Da, o parte se evaporă, o parte pătrund, iar din nou, merge în procesul, iar levigat, să mestec, iar îl tratăm. E ca așa, asta e un ciclu. Încă o obligație contractuală este ridicarea unui dig de protecție care ar trebui să țină pe loc deșeurile în cazul unor cutremure. Lucrările ar urma să fie gata până la sfârșitul acestui an. Digul ăsta trebuie să fii rezistent la orice activitate seismică posibilă. Și lumicuș de tersăgăt. Dar cum el trebuie să arete voi puțin? Iată-le, așa? Iată. Vedeți, acum e terminat. Acum se face despre cofraj, cum zic când zicem noi la palc. Are lățime de 1,20 m și înălțime de 80 m. Ăștia sunt mijloc. Conform contractului încheiat între primăriile Chișinău, Țânțăreni și Regia Autosalubritate, depozitarea la acest poligon va mai dura încă 2 ani. Apoi vor urma noi negocieri. Și dacă aici sunt aduse deșeurile din orașul Chișinău, atunci suburbiile municipiului le transportă în mare parte la rampa situată în Boșcana, un sat din raionul Criuleni. În prezent, poligonul este administrat de un agent economic, care a primit autorizație pentru colectare și depozitare de la Agenție de Mediu pentru o durată de 5 ani. Aceasta ar urma să expire în luna mai 2024. Am urmărit evoluția rampei de-a lungul ultimilor ani. Cu ajutorul imaginilor din satelit am observat cum s-a modificat și cum și-a mărit hotarele. Cel puțin 4 primării din preajma rampei sunt supărate pe agentul economic pe care îl acuză că nu îngrijește corespunzător gunoiștea și că nu există un sistem de tratare a levigatului. Respectiv, toată apa toxică s-ar scurge în pământ, iar de aici intră în apele freatice de unde se întoarce pe mesele oamenilor. Împreună cu primarul de Budești și de Vadului Vodă și de Tohaten am depus un demers la Inspectoratul pentru Protecția Mediului cu referire la această groapă sau la această gunoiște pe care noi o consideram neautorizată și din cauza căreia am avut mai multe plângeri, mai mult a avut Budeștiul de fapt decât Cruzeștiul, dar noi suntem în imediata vecinătate, de aceea am semnat și eu și am primit un răspuns că ea corespunde întru totul normativelor și atunci am dat mâinile în jos. Și ea continuă să activeze și în continuare. Chiar m-am pomenit în calitate de primar cu unele situații în care oamenii din localitate care merg acolo să-și ducă deșeurile cu tractorul sau cu remorca, nu erau la un moment dat primiți pentru că li se spunea că mergeți că doamna primar ne face nouă probleme și nu vă mai primesc cu tractorul. Toată apa care se scurge, ea nimerește în sol. Și sănătatea oamenilor nu poate fi expirată nici cu cei mai mari bani. În ultimul timp, în Budești, s-au mărit deci procentul de boli de cancer. Ajunși la gunoiște, ne-am confruntat cu un peisaj dezolant. Alături de hotarele rampei erau aruncate deșeuri și, duse de vânt, acestea au împânzit câmpurile din preajmă. Am vrut să filmăm pe tăritorul depozitului, dar patronul firmei care gestionează ne-a interzis acest lucru. L-am luat prin surprindere, ne-a spus. Păi, dar cu ce ocazie vă permit să intrați dacă veniți fără ca să mă informați? Fiți așa și faci și Ivan ceva. Eu v-am sunat acum. Noi n-avem păi acum m-a sunat când ați ajuns, da, dar eu nu stau acolo, dorm. Noi nu aștept până să fie prinsa, corect? Ascultați-mă puțin, noi n-am știut că aici e cu barieră, nu se permite, n-aveam cum să știm să vă telefonăm din timp. Pur și simplu nici n-aveam numărul dumneavoastră. E autorizată. Dacă e autorizată, să aduc că este barieră, dă și evidență, este un om, ca să nu mașinile autorizate stau așa din capul lor. Am înțeles. Deci nu putem să intrăm, să înțeleg. Nu puteți, faptul că nu puteți. Într-o altă discuție pe care am purtat-o a doua zi, tot la telefon, proprietarul firmei ne-a spus că respectă toate normele impuse de autorități. În ultima perioadă au fost câteva controle. Ultimul a fost în februarie 2022. În documentul semnat de șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului se menționează că au fost prelevate probe de sol, iar rezultatele au demonstrat că nu au fost depășite normele. Respectiv, nu au fost găsite motive pentru a suspenda activitatea gunoiștii. L-am întrebat pe agentul economic și despre mormanele de gunoi de pe câmpurile de alături. Acesta da vina pe cetățeni care vin și aruncă neautorizat. Iar despre acuzațiile primarilor, agentul economic susține că sunt din cauză că nu le-a permis să depoziteze deșeurile pe gratis, așa cum o făceau până să intre ele în posesia terenului. În 2013, de când actele s-au făcut în regulă la gunoiște odată, și se duce o evidență și plătesc impozitele, dumnealor s-au folosit.
s-a folosit, mersi, ok. Tot am întrebat eu despre levigatul ăsta, ziceți că se gestionează parțial. Cum îl gestionați? Ce faceți de fapt acolo? El parțial se colectează într-un loc anumit. Și fix la întrebarea asta, eu deranjat și pe domnii primari, care, după care la sesizarea lor au venit și au luat expertiză de la fața locului, la agenția de mediu. După cât eu cunosc, le-au dat și răspuns. Noi la ziua de azi avem așa o situație puțin stupidă. De ce? La groapa aceasta de gunoi, la momentul de față, aduce orășelul Vadului Vodă, care noi am fost în judecată de 5 ani jumate, aduce orășelul Cricova, aduce Grătieștiu, aduce Colonița, aduce și Budeștiu, și Cruzeștiu. Depozitele de gunoi de la Boșcana și Țânțăreni sunt două din totalul celor patru entități care dețin autorizații permisive de la Agenția de Mediu. Pe lângă acestea, o rampă similară este în orașul Nisporeni, gestionată de o întreprindere municipală, iar alta se află la Ungheni și aparține unui agent privat. Toate celelalte gunoiși din țară sunt ilegale. Ecaterina Țăruș activează la un ONG specializat în protecția mediului înconjurător datorită unor proiecte. A reușit să lichideze 5 gunoiși din preajma satului Rișcova. A lucrat și cu oamenii, adică s-a mers din casă în casă cu informația. Desigur, s-a lucrat cu primărie. După ce obțin autorizații de funcționare, gestionarii de deșeuri se obligă ca metodele folosite în administrarea gunoiștilor să nu prezinte riscuri pentru apă, sol, faună și floră, să nu producă miros neplăcut și poluare fonică, să nu afecteze peisajele. În caz contrar, riscă sancțiuni. Am încercat să aflăm câte amenzi au fost date anul trecut pentru gunoiștele neautorizate, dar nu am primit încă un răspuns de la Inspectoratul pentru Protecția Mediului, instituție care deține funcția de control și poate recomanda suspendarea parțială sau totală a rampelor de gunoiști. Fiecare dintre noi poate reduce gradul de poluare printr-o metodă simplă, sortarea gunoiului pe care îl producem pe lângă casă. Dacă este vorba de construcție, atunci resturile trebuie transportate doar la rampele specializate. Plasticul, cartonul și sticla la fel pot fi selectate în prealabil și aruncate doar în tomberoanele special amenajate pentru aceste categorii de deșeuri. Iar din gunoiul umed, cum ar fi resturile de la legume, fructe sau alte produse alimentare, se poate de făcut compost, o adevărată mană cerească pentru pământ. De 2 ani, o activistă de mediu din capitală a vrut să experimenteze sortarea gunoiului pe propria piele. E un chin sau o salvare? Vedeți în cele ce urmează. Noi, în general, scoatem foarte puțin gunoi din casă, hai să zicem așa. Lilia Curc este o cunoscută jurnalistă și activistă de mediu. Fiind de multă vreme în acest domeniu, a vrut să încerce din propria experiență cât de accesibil este procesul de sortare a gunoiului menajer. Prima încercare a început acum 2 ani, timp în care s-a ciocnit cu mai multe obstacole. Nu pot să zic că e un lucru ușor. Deci, din start, e un lucru care presupune o anumită organizare. Deci trebuie să-ți amintești de fiecare dată că până obții o anumită deprindere, da? Dar, da, exact, mai ai tendința sau pentru că nu ai timp. Te gândești că, uite, acum sunt presată de timp, nu am timp eu să spăl sau ceva să fac ca să organizez procesul. Dar nu este imposibil. Locuiește la bloc împreună cu soțul și cei doi copii, o familie ca multe altele de acest fel. Și dacă o bună parte dintre noi evacuăm gunoiul din locuință cam o dată la 2-3 zile, în cazul Liliei acest lucru este foarte rar. Are câteva tipuri de gunoi pe care trebuie să le sorteze. Peturile, adică ambalajele din plastic, le adună separat, însă doar după ce le plătește cu puțină apă. Dar e foarte important să le spălăm și le punem la uscat, un pic. Da, să zvânteze, pentru că nu le putem, până le ducem la gunoi, ele să stea murdare, nu este normal. Pe lângă plastic și pungi, sortează și cartonul, mai interesante cu resturile de la produsele alimentare. Această categorie de deșeuri ajunge în recipiente, precum găleți, și cu timpul conținutul se transformă în compost. Acest gunoi de bucătărie îl adun în căldărușă. Atunci când se umple recipientul, dar e important să aibă un capac etanș, da? Să nu... Iată, în cazul dat este o căldare în care am cumpărat odată murături. Da? Și ea neapărat să se închidă etanș, deci să se audă acest clic, da? Și atunci îl deschidem
cât mai rar. Iar ca fermentarea din recipient să se producă mai repede, are grijă să presoare un fel de tărâță numită bocashi. Cum noi aici am pus, da, îl acoperim așa un pic și nu foarte mult, deci chiar n-ai nevoie de foarte mult. Foarte mult tărâță din aceasta, da? În schimb, ajuți la fermentare și e mult mai important. Îi ziceam că noi o să curățim, da? O gutuie. Iată acum și o să încercăm. După asta o să trecem la spălat. Dar iată să ne uităm. Iată, o regulă este faptul că ar fi bine să mărunțești ceea ce pui, da? Pentru ca ea să se fermenteze mai repede. Deja e de mai mult de 2 săptămâni gunoiul adunat și destul de grea. Aici se poate vedea că el deja e practic în proces de fermentare. Dacă o să deschidem acum, da, deja vezi un pic cam așa, parcă ceva un pic, dar e închisă bine, nu ar trebui să simtă miros. Ce face cu acest conținut, vă întrebați probabil. Lilia îl duce la o asociație specializată care și are sediu nu departe de casa ei. Mai complicat e cu ambalajele din plastic pentru că nu are unde le transporta și arunca. În blocul ei, fiind unul construit mai recent, nu există tomberoane pentru sortare, așa că le duce în alte cartiere. Eu, de exemplu, cu mare durere mă uit la conținutul unui tomberon atunci când foarte rar ajung să duc ceva la tomberon. Într-adevăr, foarte rar se întâmplă. Putem să ieșim la tomberon odată cu o punguță, odată în săptămână. Dar așa este. Dar, pentru că nu ai ce... Deci, cu ce trebuie să ieși din casă la tomberon de regulă? De ce? Pentru că gunoiul pe care îl pui în acea pungă unde tu amesteci tot absolut, el miroase și tu vrei, nu vrei, trebuie să o scoți din casă. Dacă tu pui separat, el nu are ce să-ți miroase, da? Tu ai închis etaj acolo, le-ai presat deșeurile de bucătărie, deci nu ai cum. Activista consideră că dacă ar exista mai multe condiții pentru depozitarea și transportarea deșeurilor deja sortate în casă, interesul oamenilor pentru acest proces ar fi mult mai mare. În cazul nostru este o sortare și o încercare de a contribui la apartament, la balcon, da, să zicem așa. Și funcționează, da, este greu, dar totuși nu este imposibil. În satele noastre atât de multe gunoi sunt neautorizate, practic în fiecare sat avem câte 2-3 gunoi și neautorizate sau spații neautorizate. Când merg în aceste localități și văd, acolo sunt lucruri, sunt exact aceste tipuri de produse care ele pot deveni compost. Oamenii noștri, din păcate, au pierdut ceea ce a fost de mult din strămoși, această practică de a face compost acasă și de a nu arunca deșeurile, care sunt, de fapt, o resursă, un îngrășământ natural și ei acum le aruncă la gunoi. Doamnelor și domnilor, atât pentru ediția de astăzi. Dacă vreți să revedeți reportajele, intrați pe canalul nostru de YouTube, dar și pe site-ul tv8.md. Eu îmi iau rămas bun până sâmbăta viitoare. Rămâneți pe TV8 pentru că imediat după urmează filmul Detectiv fără voie.